UPL vă recomandă Signal și Rancona. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Discutăm despre mediul academic, despre faptul că foarte mulți studenți caută un loc de muncă imediat după ce devin și absolvenția la aia acestor universități. Cât de greu sau cât de ușor reușesc să se integreze, aflăm de la invitații mei. Asta era întrebarea pe care vă adresasem înainte de pauza de publicitate. Câți dintre studenții dumneavoastră reușesc să își găsească un loc de muncă pe specializarea pe care au absolvit-o în cadrul facultății și cât de tare este ancorată școala românească în realitatea asta pe care o trăim cu toții? Aș vrea să vă concentrez discuția în primul rând pe specializarea inginerie economică în agricultură, care acum, mă rog, s-a rebranduit-o apropo de marketing în inginerie și managementul afacerilor agricole. Aceasta e noua denumire. Suntem pe piață deja cu această specializare din 1992, care între timp a evoluat și, apropo de ce spunea domnul Constantin mai înainte, care îi mulțumesc pentru observațiile făcute, vreau să spun că în cadrul facultății, în cadrul specializării, practic, așa cum a spus și domnul prodecan, informatica este prezentă din anul întâi, că în fiecare an avem câte o disciplină care presupune informatică, că engleza este obligatorie, că a doua limbă este obligatorie și o pot alege. Avem managementul resurselor umane unde studentul învață să-și facă un CV și îl instruim, îl provocăm să-și facă un profil linked și nu numai. Sigur, e ca în povestea aceea că Dumnezeu îți dă, nu îți băgă și în traistă până la urmă. După 3 ani de engleză, dacă spui că nu știi engleză, înseamnă că practic nu te-a interesat să știi engleză. Ceea ce dă cu... Pe de altă parte, eu pot să dau câteva exemple de absolvenți de aniversii care au ajuns sus și foarte sus, nu neapărat la middle management, sunt chiar top management, Marius Radu la Bird. Gabriel Borzan, achiziții legume, fructe la Auchan și Kaufland. Silviu Stanciu, Gustopas. Avem absolvenți tineri care astăzi lucrează cu doamna Crâjă la Corteva, lucrează cu doamna Ciongă la APPRP. Avem absolvenți care au făcut carieră la Timac Agro. Avem absolvenții cu la firme franțuzești, Anca Grădinariu la Maizadura, acum este la Norofert. Ca să dau directorul executiv la Norofert, sora ei, Iulia Grădinariu. Deci, iată câțiva absolvenți care au ajuns sus de tot în top management, mulți dintre ei nu în zona de ferme, atenție. Nu avem foarte mulți absolvenți în zona de ferme, pentru că profilul facultății noastre este să îi pregătim... Discuția e în general, nu da. Se raportează strict la facultatea da. Dumneavoastră. Am un mesaj de la Alexander Degianski. Alexander Degianski este absolvent de USAMV Timișoara cu media 10. Este administrator pe o exploatație de 10.000 de hectare, care ne scrie următoarele. Cât timp universitățile sunt plătite pe cap de student, nu există calitate. Întreabă-i pe domnii profesori câți dintre studenți rămân repetenți. Aproape nimeni. Fie pentru că sunt foarte buni, fie că știu că își taie singur craca de sub picioare. Cu părere de rău, foarte mulți din studenți nu știu să scrie și să citească într-o manieră decentă. Învățământul în România este în comă, acum. Când va veni o nouă epocă, cea a online-ului, o să fie în moarte cerebrală. O zice, cu părere de rău, un student care a învățat. Pot să spun că parțial îi dau dreptate domnului absolvent de la Timișoara și îi mulțumesc pentru acest mesaj. Sunt într-adevăr situații în care tragem de studenți, dar sunt situații în care noi avem repetenții, avem și între câți intră la anul întâi și cât termină facultatea, diferența este undeva la 60%. Practic 60% din cei care intră ajung să termine anul 4. E drept, mulți dintre ei se pierd singuri, în sensul că abandonează pentru că n-au trecut 1, 2, 3, 4 examene sau abandonează pentru că devine, și aici este un alt punct de vedere, devine foarte greu pentru ei din punct de vedere financiar să se susțină. Este motivul pentru care noi am încurajat studenții noștri să lucreze și apropo de legătura cu mediul de afaceri, practic în facultatea pe care
care o conduc, de mult timp am instituționalizat întâlnirile cu mediul de afaceri. Săptămânal am o disciplină pe care am botezat-o cultură managerială și la care săptămânal aduc câte un invitat din afară să le vorbească studenților. În semestru ăsta se întâmplă disciplina asta și este la mine eu mi-am asumat-o. L-am avut pe domnul Albu Gheorghe, am avut o invitată pe doamna Crâșa, am avut o invitată pe doamna Ciunga, data viitoare mâine seară l-am invitat pe Maricel Cazac cu Rompetrol. Am lucrat în birou cu Dinu Patriciu. Ce pot să spun? Absolvent al nostru. Intenționez să-l aduc pe domnul Vlad Macovei să le vorbească studenților. Vă aduc pe dumneavoastră să le vorbiți studenților. Îl invit și pe domnul Constantin Becala să le vorbească studenților noștri. Și sigur, acum depinde și de cât de bine să vând invitații, de cât de bine ne vindem noi. Tragem de studenți, dar eu cred că povestea asta se întâmplă nu doar în USAMV-uri, se întâmplă în general în învățământul românesc. Bun. Domnul Constantin, din experiența dumneavoastră cu cei care angajează, care sunt cerințele minimale pe care le are un angajator pentru genul ăsta de job în ziua de astăzi? Eu vreau să vă spun că la ora asta în sectorul agribusiness există două mari oportunități în care, din păcate, nu regăsim candidații potriviți. Nici ca experiență, nici ca nivel de cunoștințe. Este vorba, în primul rând, de managerii de fermă și, atenție, n-am spus inginer agronom, ci managerii de fermă, oamenii care sunt capabili într-o fermă să conducă exploatația ca un adevărat centru de profit în baza unei planificări financiar-contabile, să gestioneze resursele umane de acolo și să includă, să dea aspectului agronomic un sens economic. Pentru că până la urmă o fermă este o firmă și trebuie să lucreze pe profit. Asta cer foarte multe fonduri de investiții, chiar și antreprenori privați, și nu găsim oameni cu această sensibilitate, cu această dublă cultură a managementului și a agriculturii în brază. A doua meserie foarte căutată în acest domeniu este la firmele din amontele fermierilor. Sunt firmele de distribuție și furnizoare de inputuri care caută pentru joburi de teren faimoși și tehnico-comerciali. Oameni care se pot duce la fermă, pot face o prospectare comercială de succes în baza unui demers consultativ, explicativ, pentru a-și promova cu succes tehnologiile. Și aici aducem mare lipsă, adică găsim acest profil însă întotdeauna în două persoane. Ori un tehnic foarte bun, ori un vânzător foarte bun. De multe ori în domeniul nostru au venit și oameni cu background din alte sectoare, din zona de retail și așa mai departe, dar care, din păcate, nu pot compensa aptitudinile de vânzător cu lipsa cunoștințelor aprofundate tehnice în plan agronomic, orticol și așa mai departe. Aici este o dramă. Noi în luna iunie am făcut un prim studiu de piață, am contactat 42 de companii de pe tot lanțul de valoare, furnizori, distribuitori, fermieri și de la zootehnie și de la cultura mare, procesatori, traderi de cereale și cu un număr de peste 7.000 de salariați în România și în regiune. Și le-am întrebat mai multe lucruri, avem acest studiu în atenția beneficiarilor noștri, dar două tendințe se s-au desprins. I-am întrebat despre salarii pentru aceste două meserii. Și pentru un nivel entry level de 3-5 ani de experiență, adică nu oameni cu o experiență foarte laborioasă și nici cu cu promovări la scară de management datorită vârstei și experienței, pentru entry level, la funcția de tehnic comercial pentru agribusiness am detectat un salariu mediu oferit de 1300 de euro net pe lună, ceea ce este foarte încurajator, pentru că la acest salariu net mediu fix lunar se adaugă și bonusuri în funcție de realizări și mașină de serviciu, laptop și o cultură organizațională, iar la nivel de inginer de fermă cu aptitudini manageriale, tot așa la experiență de entry level, 1500 de euro net pe lună, plus beneficiile aferente, uneori și cazare la fermă, mașină de serviciu și toate cele.
Și aceste salarii arată că este o oportunitate bună de a lucra în domeniul nostru, însă companiile sunt foarte frustrate pentru că nu găsesc profesioniștii care să le ocupe. Și am identificat cu angajatorii din sector acest impediment al unei conexiuni mai puternice cu universitatea, de a aduce mai mulți studenți, de a impune studenților să meargă în internship-uri, nu neapărat în joburi, în internship-uri, în baza acestei faimoase convenții tripartite între universitate, studenți și angajatori, să meargă să facă stagii, să se insereze profesional, să aibă habar de ce se cere în firme, să aibă timp să-și adreseze gap-urile, golurile de cunoștințe eventuale și de atitudini încă de pe măncile facultății, astfel încât atunci când ies cu diploma să poată să fie un interlocutor viabil pentru un angajator cu pretenții. Florin, domnii invitați vor să-ți răspundă, dar până atunci mi-aș permite eu să trag o concluzie la ceea ce ai spus tu. Sunt convins că cei care sunt studenți sau urmează să devină studenți, urmărind discuția noastră din această seară, vor avea de azi înainte, așa îmi place mie să cred, o altă viziune asupra statutului ăsta de student în România. Dacă până acum poate unii dintre ei visau strig la o foaie de hârtie, la o diplomă pe care să o ia și să se ducă să angajeze temir unde, cred că pot realiza prin ceea ce ai spus tu un pic mai devreme că în societatea românească este nevoie de ei, sunt joburi foarte bine plătite, dar respectând câteva reguli, câteva condiții, să fii serios și bine pregătit. Că dacă îndeplinești lucrurile astea, sunt mai mult decât convins că îți vei găsi și de lucru și nu va trebui să mergi în Germania sau nu știu unde să te ocupi de altceva decât de ce ai învățat pe băncile facultății. Și poate că datorită acestei emisiuni găsiți așa o modalitate de a colabora cu cei de la USAMV. Poți fi unul dintre invitații domnului Toma și să le explici tu din perspectiva ta, din poziția ta, ce înseamnă să fii un student care se poate angaja, se poate încadra în muncă ca manager imediat după absolvirea facultății, pentru că avem astfel de exemple în țară, în România. Ți spuneam un pic mai devreme, atât ție cât și celorlalți telespectatori, de Alexander Degianski. Are 30 de ani și administrează o fermă de 10.000 de hectare undeva în vestul țării, în județul Timiș. E un exemplu, e un absolvent de USAMV cu media 10 și e un tip care cunoaște atât teoria, dar și practica. Vă rog. Ovidiu, un singur lucru. Ai sumarizat foarte bine poziția asta. Două aspecte vroiam și după aceea mă retrag din discuție să las și preopinenților posibilitatea să discute. În primul rând, pentru poziția de tehnico-comercial din agribusiness, am spus salariul mediu de 1.300 de euro net pe lună, dar să știți că spread-ul, deci diferența între diversi angajatori, este pe lună, în funcție de experiență și responsabilități. Deci, oportunitățile sunt foarte mari în această zonă și sunt foarte multe poziții deschise. În al doilea rând, lansez provocarea și pentru AgroTV, dacă doresc să facă o Academie TV pentru profesioniști din agribusiness, pentru fermieri, eu mă ofer voluntar ca să țin cursuri la TV și să le spun așa din cursurile noastre telespectatorilor, sau celor care nu pot ajunge în București la cursuri, prin intermediul vostru să învețe anumite noțiuni. Asta o discutăm după emisiune. Poate gândim un proiect de emisiune pentru telespectatorii noștri, pentru cei care vor să ia lucrurile în serios și vor să se angajeze în domeniul ăsta. Îți mulțumesc mult de tot, Florin Constantin, pentru prezență. Eu îți mulțumesc. Seară bună, numai bine. Luăm 10 secunde de publicitate și apoi revenim cu domnii Toma și Micu. Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță. Bun, am revenit în direct, domnilor. L-auzeați pe Florin Constantin. Cred că cei care ar trebui să înțeleagă mai bine lucrurile sunt studenții, sunt cei care sunt absolvenți, cei care vor să devină absolvenți, pentru că, într-adevăr, și în România poți să fii un om apreciat și un om răsplătit pentru munca ta, dar
îndeplinind câteva condiții, pentru că nici în străinătate să nu viseze nimeni, să nu-și închipuie nimeni că câștigi bani mulți nefăcând nimic sau făcând temir ce. Vă rog. Aș avea o intervenție și asupra întrebării sau, mă rog, comentariului pe care domnul Digianski l-a, da, l-a făcut. În sensul să nu mergem tocmai către zona negativă, pentru că nu este atât de negru totul. Însuși, domnul Digianski este un absolvent de USAMV care a terminat cu nota 10, după cum bine spuneți, și atunci din universitățile de științe agronomice ies oameni bine pregătiți. Bineînțeles că peste tot găsim și studenți care sunt mai puțin aplecați sau bine intenționați către partea de studiu, ceea ce se reflectă în piață, dar nu putem transforma într-o aură negativă învățământul universitar, mai ales cel de științe agronomice. Și cu siguranță și dânsul a avut colegi care astăzi lucrează în firme și sunt integrați în piața muncii, ceea ce nu înseamnă că nu există și excepțiile despre care vorbești. Ideea este să vedem unde este jumătatea. În teoria paharului pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Pe de altă parte, în ceea ce privește ce spunea domnul Constantin, în funcție de profilurile de joburi unde are nevoie de absolvenți, pe noi ne bucură, pentru că venim cu o specializare în partea asta de management, cea de inginerie economică în agricultură, care de fapt astăzi este ingineria și managementul afacerilor agricole, ceea ce înseamnă că tocmai dânsul ne ajută prin activitatea pe care o desfășoară, adică prin, sau una din activitățile pe care o desfășoară, cea de recrutare, să insereze, să integreze acești tineri absolvenți. Bineînțeles că putem să lucrăm la detalii și de asta îl și așteptăm să avem o discuție pragmatică în care să găsim aspectele care nu funcționează sau pe care nu le găsești. Totodată, dânsul are o firmă în piață de recrutare, ceea ce înseamnă că probabil o are de mai mult timp, că văd că este foarte bine ancorat în domeniu, ceea ce înseamnă că, pe de altă parte, și găsește absolvenți de facultate, întrucât obiectul firmei nu ar mai avea, firma nu ar mai avea obiectul de activitate. Da, dumnealui a venit cu câteva propuneri, da, câteva sugestii pentru, poate, da, pentru dumneavoastră, dar și pentru foarte cei corect, care sunt binevenite. Care sunt binevenite, exact. Însă avem și latura, adică adevărul este undeva întotdeauna la jumate și avem și latura pozitivă în care avem studenți foarte bine pregătiți. În ceea ce privește proiectele practice pe care noi le desfășurăm în cadrul facultății, de exemplu, la disciplina marketing, unde avem un profesor foarte dedicat și dumneavoastră, cred că ați și fost prezent, domnul Frone, elaborează, cred că în anul 2, dacă nu mă înșel, și în anul 3, depinde de specializare, un proiect foarte complex din punct de vedere al cunoștințelor de marketing, când practic studenții noștri în echipe învață să promoveze un produs în mod practic, în sensul în care ei chiar ies și creează acel produs. El poate să existe. Da, el poate să existe sau nu, îi creează povestea, merg, îl promovează prin târguri și expoziții, culeg material, content, îl pun într-o formă de prezentare și într-un cadru unui eveniment, să zic, de anvergură către al facultății noastre, prezintă aceste proiecte unde ele sunt evaluate. Bineînțeles că ar fi foarte oportun, și aici vorbim însă de sistem, de sistemul educațional, să avem aceste stagii de internship sau cu caracter de obligatoriu de practică, în care să avem inserția viitorilor absolvenți pe o perioadă de 3 sau 6 luni să lucreze practic într-o firmă, să se ancoreze în nevoile și astfel să dobândească cunoștințele necesare ca
după momentul absolvirii să le fie mult mai ușor în a se integra în, în piața muncii. Cât privește facultatea noastră și colegii mei și conducerea facultății, noi suntem foarte ancorați în, și cunoaștem foarte bine importanța mediului privat și încercăm întotdeauna pe cât de mult putem, atât în programă cât și în afara programei școlare, să creăm această conexiune cu actorii din mediul privat, unde nu numai că vin să vorbească, dar le și deschidem oportunități de de a se angaja în cadrul firmelor pe care, mă rog, le administrează sau au o poziție de conducere putând să-i angajeze. Domnul decan, vorbea atât domnul Constantin cât și domnul Micu de pregătirea asta de care e nevoie și cu toții cred că suntem convinși că orice este perfectibil, pentru că asta e realitatea. Am înțeles de la dumneavoastră cât și de la domnul Micu faptul că sunt foarte mulți care vor cu adevărat să învețe carte, să facă performanță. Mai sunt și excepții, că asta e societatea. Important e ca cei care reușesc să devină absolvenți să reușească la rândul lor să se integreze într-o societate de profil. Că așa mi se pare normal. Din moment ce ești student la management și dezvoltare rurală, să poți să și practici meseria asta pe care ți-ai ales-o, nu să te ocupi de vânzări diverse până la nu știu unde sau până la nu știu cine. Acum, cât de pregătită, noi nu căutăm aici să tragem pe cineva la răspundere. Dimpotrivă, vrem să venim cu idei, cu soluții, să vedem ce e de corectat, ce e de făcut într-un interval cât mai scurt, încât cei care beneficiază de aceste servicii și cei care la rândul lor sunt absolvenți de universitate să cunoască realitatea pieții, pentru că asta e zona în care noi ne desfășurăm activitatea și drept să luăm lucrurile ca atare. Din punct de vedere al dotărilor practice, universitatea este bine pregătită? Întotdeauna există loc de mai bine. Oricât de bine pregătiți să-mi fie, întotdeauna există loc de mai bine. Avem în cadrul facultății chiar două autocare cu care cât timp am avut posibilitatea până în martie, am plimbat studenții în toată țara și le-am și branduit cu numele facultății pe autocar și am studenții ambelor specializări, atât cei de la alimentație publică și agroturistică și cei de la inginerie și managementul afacerilor agricole, au fost să zic așa, plimbați să vadă realitățile. Ducem studenții în ferme și sunt convins că mulți dintre fermi mierii mari care ne ascultă acum își amintesc de vizitele pe care le-am făcut acolo. Din păcate, construcția învățământului în România a fost astfel făcută și istoric vorbind, din 90 încoace a evoluat spre a transforma, ca să zic așa, practica într-un fel de vizită în fermă, nu o practică propriu-zisă în fermă. Din acest punct de vedere avem, să zic așa, oarecare dificultăți să-i facem pe studenții noștri să se implice pentru practică în fermă, dar sunt și studenții care realizează importanța activității practice și care efectiv au venit să ne tragă de mâini că, domn profesor, vrem să lucrăm într-o fermă. Și am avut, istoric vorbind, astfel de situații și am sprijinit acele studente să ajungă în fermă. Mi-a luat aminte chiar cineva care venea din zona Băleni Români și că eu nu mai vreau în seră, sunt sătulă de seră, vreau să lucrez într-o fermă mare, să știu ce e o fermă mare. Și am sprijinit-o, a fost la o fermă mare chiar cu management, o fermă daneză cu management sau cu management danez în Telorman. Sunt situații în care vin firmele furnizoare de inputuri și ne cer sprijinul în a-și găsi
hai să zic așa, studenți pentru diferite joburi temporare. Și a fost situația din anul trecut de la Corteva, când efectiv ne-au cerut să le găsim studenți pentru, aveau ei niște treburi cu număratul semințelor la ei acolo, nu știu ce efectiv ce au făcut, dar ceva de genul ăsta. Și găsim studenți pentru așa ceva. Spuneam mai devreme, îți dăm, dar nu îți bagă în traistă. Depinde și de disponibilitatea studentului de a merge și aici, din păcate, mai trebuie să mai lucrăm un pic la nivel de mental colectiv, pentru că încă este percepută munca ca o chestie degradantă la nivelul tinerilor și, repet, cred că trebuie să lucrăm la nivel de mental colectiv. Bun. Mulțumesc mult de tot, domnilor, pentru prezență. După o scurtă pauză aici la Agricultura, la Raport, vine ministrul secretar de stat, domnul George Scarlat. O să vedeți cu ce informații, cu ce noutăți vine la noi la Agro TV. S-a întors de curând din Franța, acolo a fost împreună cu o delegație a României, să vadă cum reușesc francezii să aducă plus valoare în zootehnie. Așadar, urmăriți-ne cu mare atenție și după pauza de publicitate. Mulțumesc încă o dată! Vă mulțumim și noi pentru invitație!